Toată lumea are numai cuvinte de ocară legate de Parlamentul din România. Și așa și este. E plictisitor, măi, nene. Uite, de exemplu, ăla din Georgia e mult mai animat. Chiar prea animat. Să vedeți acolo dezbateri. Dacă ce tine a făcut ceva și ghit, poți, Andriu. Liderul partidului aflat la guvernare este lovit cu pumnul în față de un opozant, după care totul se transformă într-o bătaie generală. Să înlocuim vocea molahului Sabah, care nu știe să comenteze ce se întâmplă în Parlamentul de la Tbilisi. Doamnelor și domnilor, petarda ței dă un croșeu în fața lui Tipătescu Jvili, iar Brânzovenescuțe se vede clar cum îi aplică unul percutului Farfuridi Jvili. Coana Joițicova îi arde un cap în gură lui Trahana Jvili, pentru că Ion Luca Caragiale ței a devenit un scriitor mondial. Dacă ce tine a făcut ceva și ghit, poți, Andriu. Mamă, ce a dat-o de sus pe ton de bas. Poți să ți-l închipui pe Gicu? Gicu de la aur, nostru, da. Da? Când vorbește, să spunem, ciolacu, e? Nu, stai că mai avem puțin de așteptat. Deci acum înțeleg zicerea din scriptură. Domnul a dat, alt domn a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Numele cui? Acelui care a luat sau care a dat? Cine știe, așa e în viață. Uneori dai, alteori iei. Depinde la care capăt al parlamentului te afli.